Bună ziua, prieteni, bine v-am regăsit pe canalul Camelia de la Strihaia. M-a pus bunica să filmez și eu, să facem vlog, că ea nu este acasă, este pe drum. Prieteni, vreau să mă arnui și eu, că vreau să fac și eu cont de YouTube. Nu sunt deja hotărât, dar vreau să-mi fac și eu cont. Da, nu sunt deja hotărât, mergem în spate. Aici avem animalele. Animalele toate. Aici așa a făcut Camelia un conteț, zic așa, de pui. Știți? Mereu să vedem ce face Regina. M-a pus Camelia să-i filmez, că ea nu este acasă, și să îi filmez și ea, că n-am mai filmat de mult. Și vă rog, prieteni, să vă abonați pe canalul Camelia de la Strihaia. O avem acolo și pe Regina. Bună, Regina, ce faci, mănânci? Da. Ce mănânci? Carton. Da? Lasă că e bine. Și? Ce faci? Da? Bine, n-ai ce să faci. M-am plictisit acasă. Ce mănânci? Ce foame? Da. Mănânc pe căldura asta. N-ai ce să faci. Și bunica, unde este? În sat. Și când vine? Nu știu, cred că vine mai încolo. Așa. Da. Că mai are niște fructe de dat. Trebuie să apare și acasă. I-am zis la prieteni că vreau să-mi fac și eu canal de YouTube. Da? Da. Cum așa? Vreau să fac și eu canal. N-ai ce să faci. Țigani la nuntă. N-ai ce să faci. Pe acasă, plichiseală, dar spre ce soare este. Ce soare este. Da. Eu, prieteni, parcă nici nu mai vine să mai stau acasă. Toate fetele se duc în oraș, în parc, se plimb și eu stau acasă. Stau pe scaun, mă plimb de acolo până acolo. Mă plictisesc numai acasă, stau numai acasă. Și toate fetele, unde vezi numai fete, se duce în oraș, se plimbă și eu stau ca proastă acasă. Da. Nu e nici bunica acasă, că bunica când îi ziceam, hai în oraș, se ducea cu mine. Dar am chemat-o și pe maică-mea și maică-mea nu poate, că are treabă. Ea nici nu vrea. Ea nici se duce numai cu băieți. E? Da. N-ai mâncat nimic? Hmm? N-ai mâncat nimic? Mâncai de 4 ore astăzi. E? Mm. N-ai ce să faci. Prichiseară pe acasă. Dacă stau numai acasă, normal că mănânc toată ziua. N-ai? Nu e nici bunica acasă să mă plimbă. Mai bine mă duceam cu ea, decât să stau acasă. Mă plictisesc acasă. Să spui ce soare este. Mama, dar ce a crescut pomișorii lui Camelia, vezi? Foarte mari. Și vă rog, prieteni, să vă abonați la canalul Camelia de Strihaia. Le mai trebuie și lor apă. Da. Dar pe căldură, prieteni, nu le băgăm apă pentru că... Se usucă. Se usucă, nu știu. Da. I-am zis că ar trebui și bere la... Da. Noi, de mult când erau mici, erau foarte mici când ne-am luat, în fiecare săptămână îi băgam câte 7-8 sticle de bere. Fiecare fămișor câte o sticlă de bere. Da. Auzi că berea îi face mai bine, le face mai bine, chestii de astea. Da. Se face și mai verde. Da. Crești mai mari. Dar unii sunt mai mici, unii mai mari. Nu vezi? Acolo în spate sunt unii mai mari, unii mai mici, vezi? Da. Uite cum e ăsta, vezi? Ăsta e mai înalt, ăla e mai mic. Depinde. Cum e pomișorul. Da. Mie îmi plac. Da, ăla s-a făcut mare.
Care? Da, ăla foarte mare s-a făcut. Da. Au, Doamne. Nu știu, prieteni. Mă bag un pic la duș, mă fac și prietenul urăși mă stau la asta. Na, ce să faci? Bine, prieteni, hai revenim cu un vlog. La revedere! Bună, prieteni! Am revenit și noi acasă. Am fost astăzi la ziua copilului și acum stăm un pic pe acasă. Căldură mare și să vedem ce face maica mea acolo, cred că face curat. La pleațul pe care l-am luat. Ce faci acolo? Ce să fac? Uite, mă apuc să dă iarba iarba. Da? Uite ce crezi cu iarba. Foarte. Uite ce se putea așa. Dacă tu nu o tai, ea nici nu o taie, bunica ta nu. Bunicul tău nu, trebuie să o tai eu toată ziua. Că mamă, ce am. Da, a crescut foarte mare. Păi a crescut, dar asta trebuie tăiată, dar dacă voi nu o tăiați, nu ce să vă fac. E soare, e soare. A, e soare? Da. De-aia nu fac treabă. Da. Păi asta este ziua copilului, trebuia să ne plimbăm și noi. Nu, da, mai ce zi, mai chiar soare ne plimbăm, mă, ce treabă. O căldură, prieteni. Mam, așa ceva. E căldură, mai ce zi, mergem în parc, mergem în oraș. Acum, pe căldură asta nu poți. Da. Toate fetele se plimbă astăzi, 1 iunie, ziua copilului. Mergem și noi, dar mergem mai târziu. Nu pe căldura asta, vrei să te duc acum pe căldura asta? Nu, că nu pot să merg. Mai târziu, de acum. Eu nu rezist, prieteni, la căldură. Facem treabă, că vine bunica, da? E pe drum? Da. Și ne omoară. Vine și nu găsește iarba asta tăiat. Da, o găsesc și ne tăiat. Nu știu ce să-i fac la iarba asta, că tăi toată, tot timpul și tot timpul. Cred că mi-au o săptămână. Hai. Nu, trebuie din aia pentru iarbă, cum se zice? Herbicid. Da. Păi crește și că nu trecem cu mașinile pe aici, da, și... Da, trebuie să mai treacă cu mașinile, da. Și mai trebuie să mai tăie mașina, mai tăie și eu un pic. Acum mai tăie și bunica ta, când vine și bunicul tău. Mâine, cu mine, e acasă. De seară vin, dar mâine le pune mai treabă. Păi nu mai plec. Ea nu face absolut nimic. Puturos. Darius nici atâta la lucru. Darius nici de acât. Darius stă cu copiii, se joacă, se plimbă cu biciclete, cu trotinete. Toată ziua. Da. Se plimbă. Nu mai tăi așa un pic, că nu cred că termine cu atât iarba. Mai am și acolo, dar am lăsat așa. Să stăm noi la iarbă verde. La iarbă verde? Nu, nu să stai și ăla să crească. Da. Crește mare și... Să sperăm că te iarbă. Am venit și eu așa acum, că după aia le-ar trec și nu să fiu acasă. Mai tăi și tu când ești acasă așa să fii puțin. Da. Dacă o termină muzată, știi? După aia nu mai o tăiem așa. Dar ce să-i facem, nega, să nu mai crește? Da, ce să-i facem cu sute. Da. Că altceva mai ce să-i faci. Până turnăm și mentea aceea. Mai e, până turnăm noi. Mai e, da. Mai tăiem așa gâtrică, să nu lăsăm să crească. Da. Vrei să tăi și tu? Hm? Și te filmez eu? Eu nu mai mă filmez. Nu? Nu mai. Nu ai voi? Da. Obosit, Regina. Lasă că vă duc după aia mai târziu. Nu avem și noi gașcă. De unde să facem și noi gașcă de fete? Nu știu, și tu. Câteva fete. Înțeles, un? Da. Și dacă nu or veni? Nu știu, că poate or veni. De unde știi că nu vin? Să-l așteptăm și pe Darius să
medalii, să-i facem baie, să-l îmbrăcăm și mergem în oraș. Da. A plecat. Dar știi că el nu stă acasă. Dar ar fi trebuit să vină aici să mă ajute și pe mine să termin ca să-i vă duc în oraș. Așa nu termin și nu vă duc în oraș. Ia uite, prieteni, unde este? Că tot se îmbracă, tot fuge de acasă. Vezi? Nu, prieteni, ia ni să-ți facem motivuri cu îmbrăcămintea ca să nu faci nimica. Da, nu mai îmbrăcat, nu mai așa. Aranjat, nu mai... Nu mă ajută de mult. Nici Dariu, nici tu, nimeni nu mă ajută. Eu trebuie să fac singur, nu? Da, asta e. Faceți de treabă. O punem pe bunica ta mâine când vin. Da. O punem să taie iar. Bunica iar țipă că iar o am lăsat pe ea, că aia, că... Nu știi ce face bunica când e acasă. Nu, mai tăi și eu din partea asta și partea aia o las pentru ea. A, pentru bunica. Spre pentru ea. Da. Nu mai tăi, că nu pot să dai toată iarba numai eu. Așa că când vii acasă o să te punem la treabă, partea asta rămâne a ta. Da, și partea asta facem noi și bunica. Asta o face da. Tu și cu bunicul. Da. Deci să știi, te așteaptă treaba acasă. Așa facem, da. Vine, dacă vine de seară, mâine de dimineață. Și tu nu găsești, și tu nu tai iarba. Da. Tot pot. Se duce la Craiova, ia marfă ce trebuie, vine acasă, stă ce mai stă și pleacă. Da. Așa că tu o tai singură. Da? Da. Păi unde s-a dus? Că vă zic că duc. Nu supun să văd așa mare iarba asta, de aia m-a putut să te-ai. Da. După atâta ploaie, vine și căldura asta. Dar nu prea trebuie să apă asta. Au, plictiseală, prieteni. Nu știu, astăzi mi-a fost așa... Lene, așa... Lene, nu știu... Am dormit, prieteni, de la 3 până la 4 jumate am dormit. Da. 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 Păi nu că mi-a fost așa, un pic așa, lene. A fost om că te-am trezit de dimineață, de aia, nu? Da. Prieteni, m-a trezit la ora 7 pentru că se mă duce acolo la ziua copilului și... Se... Ziceam, dacă nu mă trezesc, ca... Mă trezesc să mă... Te trezesc și pe tine, că după aia te super că nu te-am luat cu mine. Da. S-au dus și o fată cu noi. Aici vecina noastră. S-a dus și ea cu noi acolo. Mâncarăm niște... Am filmat acolo, știu să le arătăm. Da. Ce mâncarăm acolo? Vată... Pe băț? Da, da. Baloane au dat. Baloane pe față. S-au lucrat. Niște jocuri au dat. Da. A fost mult copii. Da, dar nu mai a vrut Dariu să stea. Și am venit acasă de vreme. Da, și mi era puțină ciudă pentru că n-a stat. N-a stat. Dacă Dariu s-a luat să vină acasă. Da. Prieteni, eu sunt așa plictisită, maica mea nu mă duce niciunde, bunica nu e acasă să mă plimbă și pe mine, prieteni. Spuneți în comentarii, este... Uite, îți promit că termin aici, a? Și mergem în oraș, da? Așa zice, prieteni, dar nu cred.
dacă se apucă și pe chiar partea zi, asta. Da. Mi-au căzut și genele, prieteni. Îmi pun altele. Da, dar nu acum. Da. Prieteni, ziceam că nu mai vine vara, că vine iarna, că vine, că vine acum frigul și acum... Că e frig, acum de ce te faci că e cald? Da. Când e frig, că nu e bine frig, că de ce e frig? Când e cald, că de ce e cald? Nu e bine nici așa, nici așa. Da. Prieteni, vă rog frumos și să vă abonați la canalul nostru de YouTube, adică pe Robunica Camila de la Strehaia. Că nu știu, prieteni, cine îi face la canalul ei ca să nu poate să aibă și ea niște vizualizări. Când se ridică contul în sus, nu știu cine îi face, de-l dă jos. Dar nu știu cine e. În fine, și vă rog frumos să vă abonați la canalul ei, să aibă și ea vizualizări. Și la revedere!